Absolvenții clasei a 8-a susțin astăzi prima probă din evaluarea națională. Mâine, peste 160.000 de absolvenți ai claselor a 8-a vor susține prima probă a unuia dintre cele mai importante examene din viața lor. Alți peste 15.000 de elevi nici măcar nu au fost înscriși. La simularea evaluării naționale din luna martie au fost prezenți aproximativ 165.000 de elevi, cu peste 2.500 mai mulți decât au ajuns să fie înscriși la examenul propriu-zis. Mai grav este că Ministerul Educației nu a explicat în niciun fel această diferență. Nicăieri nu este precizat dacă sunt repetenți, dacă au abandonat școala sau dacă sunt elevi care nu au fost înscriși de către școli și ce motive stau în spatele acestor absenți. Decizia Ministerului Educației de a nu comunica argumente, rațiuni, motive pentru care. Și ăsta este, din punctul meu de vedere, o manifestare sau un comportament așa cinic și lipsit de bun simț elementar în materie de politici publice. Exact acolo unde lucrurile dor, exact acolo Ministerul Educației preferă politica struțului băgându-și capul în nisip și prefăcându-se că despre ce nu vorbim nu există. Dimpotrivă, există și există intens și extrem de neplăcut la nivel de politică de sistem. Acest eșec major de sistem public al educației, prezent de foarte multă vreme, respectiv numărul mare de copii de clasa 8-a care nu intră să dea examenul. Un eșec pe care eu l-aș asemui mutatis mutandis cu același tip de comportament de bătaie de joc și de cinism politic. Experții în educație sunt de părere că faptul că peste 15.000 de elevi nu vor da examenul național de la sfârșitul clasei a 8-a este o dovadă clară de indolență și indiferență. Iar cei care ratează examenul de la finalul ciclului gimnazial au soarta pecetluită. Continuăm să rămânem în această realitate falimentară din punct de vedere educațional, pentru că aici se rupe filmul. Copiii nu știu carte, se duc la alte meserii, părinții de la țară au nevoie de ei să facă tot felul de alte munci. Sunt zeci și zeci de motive obiective care, de fapt, țin în loc și otrăvesc această tranziție esențială a copiilor dinspre 8-a pe a 9-a. Gândiți-vă că sunt aproape 10% dintre copii care nu intră natural, așa, firesc, să-și dea examenul de evaluare națională. Adică sunt pierderi calculate, nici nu știu cum să spun, în bătaie de joc e puțin spus, naturale, luate în calcul direct. Bă, deci știm că 10% nu mai intră, 15.000 de copii, cine stă să le ia urma lor? Și nu există un singur vinovat. Atât corpul politic românesc, cât și întreaga latură socială a României a contribuit puternic la decăderea sistemului educațional din țara noastră, iar ulterior s-a instalat comoditatea. Toată verticala sistemului, de la prim-ministru, la guvern, la ministru al educației, la inspectorate școlare, la directori, la profesori, la părinți, la elevi, până jos la firul ierbii. Și așa cum spuneam, este de neînțeles acest mod de abordare a chestiunii, pe de o parte. Pe de altă parte, dacă e să dau o explicație sociologică, apropo de conversația de dinainte, știm, e dovedit faptul că societatea noastră este una profund rezistentă la schimbare, profund, profund conservatoare, adică atunci când vine vorba de astfel de proiecte, cum, cine a mai văzut așa, cum să treacă la gimnaziu clasa a 9-a, Dumnezeule mare. Și atunci apare un fenomen extrem de dur, pe care l-am văzut și cu care m-am confruntat direct și în diverse proiecte pe care le-am derulat, și anume așa de rezistență feroce din partea întregului sistem la a contempla și a vedea cu ochii minții și a crea politici și proiecte care să aducă, de fapt, soluții mai eficiente decât cele existente. Preferăm mai degrabă mersul așa pe șleaur ăsta călduț, știm că ne doare, dar ne doare suportabil.